Bună ziua, dragii mei, oriunde v-ați afla. Eu sunt Cosmin și în clipul de astăzi vreau să vă vorbesc despre sistemul de alimentare al motocoasei. Dacă motocoasa noastră nu pornește, prima dată verificăm sistemul de alimentare al motocoasei cu combustibil, da? Combustibil aer. Hai să vă fac o scurtă descriere a sistemului de alimentare. Da? Deci avem la sistemul de alimentare, până la carburator, avem rezervorul, da? Sub apa de vacuum, de aerisire care se află în capac sau pe rezervor, filtrul de benzină care se află în rezervor, da? Și furtunașele de alimentare, tur-retur, și mai avem bulbul primer, pompița de amorsare a carburatorului. Da, cam asta ar fi alimentarea până la carburator. Haideți acum să vedem ce se întâmplă de la carburator, da, înspre camera de ardere. Cum se face alimentarea, așa pe scurt. După ce combustibilul ajunge în carburator, unde se face amestecul de combustibil cu aerul, da? Să vedem și aici la aer, da? Aerul pătrunde în carburator prin filtrul de aer. Aici avem carcasa filtrului de aer, după care avem filtrul de aer. Filtrul de aer, adică aerul trece prin filtrul de aer, după care intră prin carburator, are acolo gaură care se numește difuzor, care mărește viteza de pătrundere a aerului în carburator, se amestecă cu combustibil, după care trecem mai departe printr-o depresiune creată de piston, amestecul trece în carterul motor, da? La motoarele în doi timpi. De unde din carterul motor trece prin ferestrele de baleaj, da? Care se închid și se deschid de către piston. Trece în cilindru, camera de ardere, unde este comprimat și după care este aprins de către sistemul de aprindere, da? Bobina de inducție și bujie, după care este efectuat lucru mecanic de către piston. Nu o să mai explic acum, să intru detalii la timpul 1 și timpul 2, PMI și PMI, da? Cam asta a fost o scurtă descriere a sistemului de alimentare. Deci dacă motocoasa noastră nu pornește, vă arăt o metodă foarte simplă și ușoară pe care o puteți executa și dumneavoastră acasă, ca să verificați sistemul alimentare, adică carburatorul, mai bine zis. Pentru a verifica sistemul de alimentare avem nevoie de puțină benzină, da, o siringă cu benzină sau dacă aveți spray de pornire. Foarte simplu. Vom face verificarea pe la filtrul de aer, la carburator, da, desfacem capacul. Dăm filtrul de aer jos. Cu siringa, cu benzină, da, introducem combustibil în carburator. După care punem contactul și dăm la sfoară, da? Să vedem dacă pornește. Hai să vedem ce se întâmplă, pornește sau nu. Da, ați văzut, a pornit un pic mai greu. Motorul a funcționat atâta timp cât a avut ce să ardă, da? Până când a ars tot combustibilul pe care l-am introdus cu siringa prin admisie la carburator. După care motorul nostru, să vedem, mai pornește sau nu. Pare că am mai avut un pic de combustibil, să vedem. Da, nu mai are combustibil, nu mai are ce să ardă. Cam asta este diagnosticarea sistemului de alimentare, da, vedeți. Motorul funcționează doar atâta cât are combustibil, când nu mai are combustibil se oprește. Problema aici și rezolvarea ar fi că va trebui ori să curățăm carburatorul, da? Curățare carburator, trebuie să-l dăm jos, să-l curățăm sau să înlocuim kitul de membrane. Asta ar fi rezolvarea la sistemul de alimentare dacă avem probleme și motocasa noastră nu pornește. Aceasta a fost o metodă foarte simplă de verificare și diagnosticare a sistemului de alimentare. Eu am fost Cosmin. Sper să vă ajute acest clip și această diagnosticare, mai bine zis această metodă de a verifica sistemul de alimentare. Este foarte simplă, poate să facă oricine, și începător și avansat. Metoda funcționează 100% dacă nu sunt alte probleme, adică mă refer să zicem la aprindere. Da, deci asta a fost diagnosticarea cu alimentarea. Dacă vreunul dintre voi aveți probleme cu pornirea, adică motocasa voastră nu pornește, întâi puteți să faceți această verificare cu această metodă pe care v-am prezentat-o eu în clipul acesta de astăzi și sigur nu o să dați greș, da? Până la un nou clip, dacă v-a plăcut această metodă și acest clip realizat de mine, nu uitați să dați un like, să vă abonați, o distribuire. Eu am fost Cosmin și vă mulțumesc pentru vizionare. Până la un nou clip, vă doresc numai bine și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc!